على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Am vorbit despre acest miracol pe scurt, esența lui. Am vorbit despre mesajul care l-a transmis, cel mai important. Sunt multe mesaje, sunt multe detalii pe care le-am omis pentru că timpul nu ne permite. Acum vreau să vin la realitatea musulmanilor. Vedem foarte mulți musulmani cum anual se întâlnesc în moschei și celebrează înălțarea profetului și călătoria nocturnă a profetului. Se adună și vorbesc despre această călătorie nocturnă. Vorbesc despre acest măreț miracol al profetului sallallahu alaihi wasallam, de susținerea lui Allah, de faptul că profetul a venit cu un cadou de la Allah pentru noi. Și îl vezi că a doua zi de dimineață nu se trezește la rugăciune. Și îl vezi că a doua zi nu-și face rugăciune. Ba chiar nu o face deloc. Dar vine, ne adunăm, bem, mâncăm, ne amintim, vorbim, discutăm și ne întoarcem la ceea ce am fost înainte să intrăm în moschee, înainte să auzim această lecție. Aici este faptul, sau aici este la iveală, diferența dintre noi și companionii profetului sallallahu alaihi wasallam. Cei care cum auzeau ceva de la profet sallallahu alaihi wasallam, puneau în practică. De aceea spun companionii, nu memoram 10, mai mult de 10 versete din Coran. Deci am memorat 10 versete, nu treceam să memorăm mai multe, până când nu le puneam în practică. Până când nu le aplicam. De aceea, toate aceste pilde care le vedem în viața profetului, atunci când studiem viața profetului, când vedem aspecte din viața profetului, ar trebui să luăm pilde, ar trebui să învățăm, ar trebui să aplicăm aceste lucruri în viața noastră de zi cu zi. Să vedem îndurarea profetului sallallahu alaihi wasallam. Acest profet care niciodată nu a spus Allahumma nefsi. O Allah, scapă-mă pe mine. O Allah, dăruiește. Până și în această întâmplare, când au venit îngerii munților și a spus o trimisă lui Allah, a venit Jebrail și a spus Allah a trimis pe îngerii munților și a zis că dacă vrei să lovim acești doi munți peste cei din Taif, adică să-i strivim între cei doi munți. De ce? Pentru că s-au împotrivit profetului lui Allah, trimisului lui Allah. S-au împotrivit mesajul lui Allah, au respins acest lucru, ba chiar nu s-au limitat la atât. Au venit și l-au lovit, l-au chinuit pe profet sallallahu alaihi wasallam. Iar profetul sallallahu alaihi wasallam ce a spus? Nu. Poate că Allah va scoate din generațiile care urmează, dintre nepoților, copiilor, oameni care să-L adore pe Allah. Vedem îndurarea profetului. Cât a suferit? Și cu toate acestea ce a zis? Nu. Cei din Mecca l-au ucis. I-au chinuit familia, copiii. I-au ucis adepții. L-au chinuit pe el. Au încercat să-l ucidă. Când a venit și a cucerit Mecca, ce a zis? Idhebu fe antumtulaq. Sunteți liberi. Sunteți liberi. Oma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Noi nu l-am trimis pe Muhammed sallallahu alaihi wasallam decât ca îndurare pentru lumi, spune Allah subhanahu wa ta'ala. Și vedem această îndurare cum se reflectă în toate faptele profetului sallallahu alaihi wasallam, până și în cele mai grele clipe din viața lui. Cele mai grele clipe din viața lui, din viața profetului sallallahu alaihi wasallam, îl vedem cum dă exemplu de îndurare, de milă, de iubire, de dragoste, afecțiune și așa mai departe. Vedem în profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam un exemplu demn și un exemplu ce merită urmat. Nu doar ascultat și uitat. Și mai revenim la anul și îl pomenim. Cum de fapt obișnuim să facem de foarte multe ori, din păcate. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a adus rugăciunea pentru noi un cadou de la Allah. Dacă vrem să aniversăm, să comemorăm acest mare miracol al profetului, o facem trăind sau primind cadoul pe care ne-a dăruit Allah subhanahu wa ta'ala. Rugăciunea pe care avem datoria să o facem de 5 ori pe zi. Nu doar ascultând vorbe și după aia fiecare să-și vadă de drum, fiecare să plece acasă. Și în această întâmplare vedem un lucru la fel de important, cât de important este pentru noi Masjidul Aqsa. De ce Allah subhanahu wa ta'ala l-a luat pe profetul din Mecca și l-a dus în Ierusalim? Putea să ridice direct din Mecca. De ce a fost nevoie? Pentru că și moscheia Al-Aqsa este o moschee simbol pentru Islam. Și când zic Islam, nu mă refer numai la toți profeții
lui Allah subhanahu wa ta'ala. Majoritatea profeților au trecut prin acea moschee. Este o moschee cu istorie foarte veche. Este o moschee în care prin ușa cărei au trecut foarte mulți profeți. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala îi transmite un mesaj profetului Muhammed și nouă, bineînțeles, spune: nu sunteți diferiți de ceilalți. Sunteți o continuitate a mesajului lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și de aceea toate aceste sensuri sunt foarte importante pentru noi, trebuie să le înțelegem, să le trăim, să le aplicăm și să nu uităm un lucru, că profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam este și va rămâne un exemplu demn de urmat pentru noi. Cerem de la bunul Allah subhanahu wa ta'ala